Operatorul de salubritate Braicata a fost din nou în mijlocul hunedorenilor. De această dată, reprezentanții operatorului de salubritate au amplasat Ecoinsula, adică cea mai modernă platformă de colectare separată a deșeurilor în piața cetății din Deva, cu ocazia sărbărilor cetății. Braicata a pus la dispoziția participanților la acest eveniment super containerul de nota 10 pentru a învăța cum trebuie să colecteze separat deșeurile. Cu ocazia festivității de la polele cetății, Braicata a mers pentru a conștientiza colectarea separată a deșeurilor cu Ecoinsula. Ecoinsula care a mai fost peste tot la toate festivitățile din județ, are un ansamblu de containere care ne ajută în selectarea corectă a deșeurilor pe fracții, hârtie, carton, plastic, metal și sticlă. Echipa Braicata a fost în teren vineri, sâmbătă și duminică la această festivitate. A pus la dispoziție cetățenilor cliente cu informații despre colectarea separată și importanța acesteia. Participanții la eveniment au fost încântați să descopere una dintre cele mai noi tehnologii de colectare și chiar au testat modul în care funcționează această platformă smart de colectare a deșeurilor. Reprezentanții Braicata spun că oamenii sunt din ce în ce mai receptivi și curioși. Observăm că de la eveniment la eveniment oamenii sunt tot mai interesați atunci când ne regăsesc în teren între ei. Au început să vină pur și simplu cetățenii spre noi să ne întrebe ce știe să facă, de ce o ducem peste tot și răspunsul este unul pozitiv și mai pozitiv de la eveniment la eveniment. Ecoinsula va ajunge în această perioadă și în școlile din județ. Sperăm să începem să o ducem în școli. Atâta timp cât școala va funcționa normal, să zicem așa, avem un program să o ducem săptămânal la anumite școli din județ. Să începem de la cei mici, că ei sunt mult mai receptivi. Mergând acasă, automat o să discute și cu adulții și o să le spună la școală, este un concurs, cine colectează separat, va câștiga și premii. Operatorul de salubritate Braicata acționează în zona de centru a județului, în zona Bradului și în zona Hațeg.